Orașul Ardud are anul acesta un buget de peste 10 milioane de lei, cu 10% mai mult față de anul trecut. Bugetul dedicat investițiilor este de aproximativ 6 milioane de lei, restul banilor au fost alocați pentru învățământ. Bugetul total este de 10 milioane 700, deci 107 miliarde vechi, ceea ce reprezintă o creștere față de anul trecut cu aproximativ 10%, deci cam cu milion de lei, din care sigur ca în toate localitățile aproape jumătate reprezintă bugetul care aparține învățământului, salarii și restul cheltuielilor pe linie de învățământ, școli, grădinițe. Iar diferența este reprezintă suma uh, din care administrația locală gospodărește uh, localitatea. El ca și anii trecuți, uh, la nivelul orașului Ardud, uh, există acest grad ridicat de colectare, 98%, uh, ceea ce dă o notă bună și populației, pentru că asta înseamnă că lumea este responsabilă pentru a își face, să zicem, datoria față de bugetul statului și este o notă bună, apoi mai departe în ceea ce privește ardudul vis-a-vis -vis de celelalte instituții ale statului. Administrația locală preconizează în acesta și câteva investiții majore, printre care construirea casei de cultură, investiții în valoare de 5 milioane de lei, dar și a Căminului Cultural din satul Gereușa, proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții. Avem reactualizat un proiect al unei case de cultură în Ardut, care lipsește cu atât mai mult cu cât activitatea culturală în de este bogată. Proiect care l-am reactualizat în condițiile în care în acest an se vor deschide la finanțare și lucrări noi de așezaminte culturale pentru că anii trecuți uh, au fost promovate doar investițiile în reabilitări de așezaminte culturale. Noi, având uh, această casă de cultură, uh, depus uh, proiectul anii trecuți, când uh, am câștigat cu al doilea punctaj pe țară, 98 de puncte din 100 posibile. Printre proiectele incluse anul acesta în planul de investiții se numără asfaltarea străzilor în toate localitățile aparținătoare orașului, extinderea sălii de sport, dar și reabilitarea unităților școlare și introducerea sistemului de încălzire centrală în Căminul Cultural din Mădăras.